În Bumbești, Jiu, viitorul centru pentru refugiați este amplasat chiar lângă un liceu și nu foarte departe de uzina de armament. Orașul Bumbești, Jiu are 8.900 de locuitori, iar la uzina mecanică Sadu mai lucrează 900 de persoane. Parlamentarii ALDE cer organizarea unui referendum. Trebuie să înțelegem un lucru. Eu sunt de acord cu deciziile Uniunii Europene. Suntem membri ai Uniunii Europene și atâta timp cât ne place să circulăm liber, să stăm la masă cu marile puteri ale Uniunii Europene, trebuie să respectăm și deciziile care se ia în comun, respectiv deciziile Consiliului Europei. Sunt de acord să primim cote de refugiați din Eritrea și Siria, dar nu sunt de acord să le poziționăm în țară aleatoriu, fără să luăm în calcul anumite lucruri care pot duce la derapaje. Știți bine că în SADU, acea poziție unde putem primi refugiați, poziție care aparține Ministerului de Interne, are două licee în preajmă și fabrica de armament. Se vede din Germania că acești refugiați nu pot să treacă barierele confesionale și deja au creat probleme. Marius Borcan, șeful serviciului de pază de la uzina mecanică Sadu, au declarat că au mai fost trecuți prin astfel de experiențe și în trecut, când în Bumbești Jiu au fost mai mulți libieni. Este o problemă delicată. Din câte am înțeles eu, dacă va fi, dar eu cred că nu se va materializa acest lucru, fiind un centru de rezervă, eu cred că nu se va întâmpla. Dar dacă se va întâmpla, eu știu ce să vă zic. Ne vom lua toate măsurile ca să nu fie niciun fel de problemă. De altfel, noi am mai trecut prin asemenea experiență în orașul Bumbești Jiu, pe vremea când am avut acolo libienii, și vom ști ce avem de făcut. Dar eu sunt convins că nu se va întâmpla acest lucru. Spațiul unde vor fi cazați refugiații sirieni aparține primăriei Bumbești Jiu. În trecut acolo a fost centrul de pregătire a jandarmilor. 150 de imigranți sirieni ar putea fi cazați la viitorul centru din Bumbești Jiu. A fost acea școală de jandarmi și cred că acum spațiul este în conservare. Repet, nu cunosc foarte bine, nu cunosc bine acest aspect, pentru că nu m-am ocupat eu de el. A fost pe competența domnului prefect. Ceea ce știu este că spațiul totuși este proprietatea comunității, autorității locale. Primarul susține că decizia Ministerului de Interne de a înființa alte 3 centre noi de migranți a fost luată fără consultarea autorităților locale și a oamenilor din zonă. Dacă ar fi fost să mă întrebe cineva pe mine, evident aș fi avut o altă poziție, dar aici pot spune că, din păcate, nu eu ca persoană, autoritățile locale și bănesc că nici cele județene n-au fost consultate sau întrebate de acest lucru. Dar nu știu dacă mai este de discutat, dacă decizia este certă, este luată, nu facem altceva la momentul acesta decât doar ne dăm cu părerea. Atenția noastră trebuie concentrată cum vom face de aici încolo pași și care vor fi măsurile care trebuie luate, pentru că această acțiune până la urmă de acum încolo nu are decât o prioritate, să fie implementată corect. Nici locuitorilor din Sadu nu le surâde ideea să aibă printre ei oamenii cu o altă educație sau cultură. Nu sunt de acord, clar. Ce? Pentru că e o localitate care aproape putem considera că e moartă, deci cu mai multe persoane adulte, pensionari, locuri de muncă nu sunt și atunci dacă se aduc aici, ce să facă? Deocamdată localitatea e o localitate liniștită. Numai cu asta, cu problema care a fost în fața nouă populația, mai ales care sunt aici, mi-e frică de niște probleme. Deci poporul român este un popor tolerant, este un popor care a respectat religiile la toată lumea, la toate țările. Deci nu, dar în schimb să sperăm că nu avem surprize, ferească Dumnezeu să avem surprize, care ați văzut și dumneavoastră ce a fost în Franța. O altă problemă a viitorului centru pentru refugiați este că, în acest moment, clădirea nu are aviz de securitate la incendii eliberate de inspectorul pentru situații de urgență Gorj. Centrul pentru imigranți este situat într-o zonă de securitate energetică și de transport. Pe lângă uzina de armament, aici este o hidrocentrală în construcție, iar drumul european care tranzitează orașul este intens circulat, fiind una din principalele căi de legătură între Oltenia și Transilvania.